Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre criteriile de asemănare a triunghiurilor. Ne amintim de anul trecut noțiuni legate de congruența triunghiurilor. Triunghiul ABC este congruent cu triunghiul DEF, ceea ce înseamnă că laturile și unghiurile sunt respectiv congruente. Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MNP, când unghiurile rămân respectiv congruente, iar laturile vor fi proporționale. Putem demonstra că două triunghiuri sunt asemenea folosind unul dintre următoarele criterii. Criteriul unghi-unghi. Două triunghiuri sunt asemenea dacă au câte două unghiuri respectiv congruente. De exemplu, dacă unghiul A congruent cu unghiul M și unghiul B congruent cu unghiul N, rezultă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MNP conform criteriului unghi-unghi. Cel de-al doilea criteriu este latură-unghi-latură. Două triunghiuri sunt asemenea dacă au două laturi proporționale și unghiurile dintre ele congruente. În figura alăturată, unghiul A congruent cu unghiul M și AB supra MN egal cu AC supra MP. Conform criteriului latură-unghi-latură, triunghiul ABC asemenea cu triunghiul MNP. Și criteriul latură-latură-latură, două triunghiuri sunt asemenea dacă au toate laturile proporționale. AB supra MN egal cu AC supra MP egal cu BC supra NP, rezultă triunghiul ABC asemenea cu triunghiul MNP. În continuare, vom rezolva câteva aplicații cu ajutorul criteriilor de asemănare. Alfa joacă biliard. Bila albă trebuie să lovească bila neagră după ce atinge marginea mesei în punctul P. Determinați lungimea lui A prim P, știind că A prim egal cu 48 cm, A prim N egal cu 50 cm, N prim egal cu 12 cm, și unghiul AP A' congruent cu unghiul NP N'. Cum unghiul A A'P congruent cu unghiul N N'P, fiind unghiuri drepte, și unghiul AP A' congruent cu unghiul NP N', din ipoteză, utilizând criteriul unghi-unghi, rezultă că triunghiul A A'P asemenea cu triunghiul N N'. Ceea ce înseamnă că laturile celor două triunghiuri sunt respectiv proporționale. Obținem astfel că A' supra N' egal cu A'P supra N'P. 48 supra 12 egal cu A'P supra 50 minus A'P. Folosim proprietatea fundamentală a proporțiilor, care spune că produsul extremilor egal cu produsul mezilor, obținem că A'P egal cu 40 cm. În cea de-a doua aplicație, Dino caută hrană urmând traseul A, B, C, D, E, B. Știm că D e egal cu 6 km, C, D egal cu 8 km, C, E egal cu 10 km, A, E egal cu 5 km și B, E egal cu 3 km. Amic, demonstrați că triunghiul E, B, A asemenea cu triunghiul E, D, C. B mic, demonstrați că AB perpendicular pe CE. Comparăm rapoartele BE supra DE și AE supra CE și observăm că cele două rapoarte au aceeași valoare 1 supra 2, deci ele sunt egale. De asemenea, unghiul E este unghi comun triunghiurilor EBA și EDC și, utilizând criteriul de asemănare latură-unghi-latură, obținem că triunghiul EBA este asemenea cu triunghiul EDC. Am demonstrat la subpunctul anterior că triunghiul EBA asemenea cu triunghiul EDC rezultă unghiul EBA congruent cu unghiul EDC. Ne rămâne deci să arătăm că măsura unghiului EDC este egală cu 90 de grade, pentru care vom folosi reciproca teoremei lui Pitagora. În triunghiul CDE, CD pătrat plus DE pătrat egal cu CE pătrat. Rezultă măsura unghiului EDC egal cu 90 de grade. Deci, unghiul EBA este de 90 de grade, în concluzie AB perpendicular pe CE.
Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.